pentru că în premieră, după divorț, intră în platoul nostru conectați într-o nouă conexiune. Connector și Mișa! Ce piesă! Oare cine a scris piesa asta? Ah, nu știu. Oare cine a făcut piesa asta? Cine e băiatul ăla talentat? Da, da, da. Bună ziua și bine ați venit la emisiune. Bine v-am găsit. Avem alături Connector. Te rog, eu poți să sună cine? La răspunde, nu e nicio problemă. Nu știu ce e. Nu, am intrat pe o aplicație. Te rog frumos, poți să o prezinți tu pe domnișoara? E alături de noi cine? Mișa. Mișa, artista. Mama Maiei. Mama Maie. Eu mă bucur foarte tare să vă văd împreună și sunt convins că și cei de acasă. Și haideți să povestim puțin despre această colaborare și apoi aflăm și mai multe despre ce înseamnă această piesă. Păi să vorbească titularul piesei. Păi da, piesa, să știi că în prima fază nu a fost făcută pentru noi. Da. Dar Marius China a fost cel care a venit cu această idee. S-a gândit el că ni s-ar potrivi și așa am ajuns în varianta asta. Deci piesa a făcut să Connector la studio? Nu, piesa nu este făcută. A lucrat și el la piesa. La Randy la studio a fost făcută la piesa. La Moretti și mai sunt două fete. Echipa Famous. La Famous Production. Da. Și ei se gândeau că piesa asta e pentru altcineva, nu? Da, inițial a fost făcută pentru altcineva. Da, oarecum povestea e inspirată din trecutul vostru, nu? Dacă ar fi să ne raportăm așa la trecut, aș putea spune că într-un anumit punct al relației ne-am fi regăsit. În momentul de față nu e cazul, dar ideea este că nu e inspirată neapărat din relația noastră. Ai dat-o bine pe asta. Având în vedere că nu a fost scrisă pentru noi. Dar cumva pot să zic că ni se potrivește. La mulți ani pentru Maia, sâmbătă ziua ei de naștere. Da, vă invităm dacă sunteți liberi. Cu mare drag, unde faceți să petrecere? Și David. Da, păi avem... unde facem? Nu știu. Un loc, nu de joacă. Un loc de joacă. La un loc. Am pregătit ceva mișto cu junglă, cu nebunii, cu... Super. Abia așteptăm să vă trăiască. 4 ani? Mulțumim. 6. 6 ani, da. De nu știu de ce am rămas și blocat pe 4 ani. 6 ani. Acum, inevitabil, lumea vorbește și despre faptul dacă ați scos o piesă împreună și cântați împreună, că relația între voi s-a reparat. Da, la casa de discuri, da. La casa de discuri. Da, mai există șanse să fiți din nou un cuplu? Sau mai sunteți acum un cuplu? Știi, pentru cei care se uită și automat că își pun întrebările astea. Mai nu suntem un cuplu în momentul de față, dar de când am divorțat, presa ne-a tot împăcat, așa că mă aștept și de acum mult timp înainte să rămână treaba asta. Da, dar v-ați gândit chiar pe bune să vă și împăcați sau să rămână doar așa un zvon de presă? Nu, momentan nu. Momentan nu, dar vă înțelegeți mai bine de când ați divorțat? Sau cel puțin în ultima perioadă, mai stăm chiar non-stop împreună, cred că da. Știi cum e, cei prea mult strică. Când stai toată ziua așa cu cineva, e... Cred că e important ca... Știi cum e? Și fericirea, cât și nefericirea, ambele sunt lucruri care țin de tine personal. Nu cred că... trebuie să fii dependent de celălalt. Nu cred că dependența de celălalt îți aduce ceva bun. Sau nu cred că ideea de cuplu în general e o chestie, mamă, mântuitoare, salvatoare. Nu. E ok, suntem oameni maturi, avem un copil de crescut, suntem... colaborăm foarte bine și pe treaba asta muzicală. Piesa a intrat deja pe radio. E minunat. E un lucru bun care se întâmplă. Adică totuși ai și ceva bun din toată treaba asta. Ați făcut lucruri, în afară de Maia, iată, ați mai făcut și colaborarea asta și cu siguranță ați făcut lucruri frumoase împreună. Cel mai important lucru, scuze-mă că te întrerup, că poate e general valabil, nu doar pentru noi, e ca copilul, fructul unei iubiri, să rămână în continuare cu mamă și cu tată. Asta este un lucru esențial. Și Maia i-ați spus aceste lucruri? Că uite, noi chiar dacă nu mai stăm împreună, noi suntem... Păi eu sunt mai toată săptămâna acasă. Nu, acasă, adică în cursul săptămânii. Ei se văd zilnic și... Dar locuiți împreună acum? În vinerelu, în fiecare zi la Maia. Dar nu rămâne acasă. Mai și rămân, cum nu? Uneori dacă... Dacă mai are această dorință, da.
Ea este foarte lipită de taică-su și să știi că de multe ori, ca să-i capteze lui toată atenția, se poartă cumva cu mine mai rece și vrea să-și petreacă foarte mult timp cu el și asta din cauza că îl și prinde mai puțin acasă. Da, acum avem o întrebare. Voi câte camere aveți ca să ne dăm seama unde doarme Connector când rămâne peste noaptea? Avem o singură garsonieră. Deci unde dorm Connector? Tot în camera aia de la drum, singur? Exact. Nu, avem, am mansardă sus. Deci ai locul excepțional, tău. Da. Ai locul tău. Da. Unde dorm câteva ore singur, că după vine Maia și dorme cu mine. Da. Da. Știi că sunt foarte mulți oameni glumește. Care... Glumește. Cum să glumezi? Nu vine fiimea și dorme Maia, cu mine? Vine Maia, dar ți-am văzut fața. Păi ce, asta... Adică ea zicea... Nu, păi Mișa a crezut că ai zis vine Mișa și doarme cu mine, la modul ăsta. Nu. Chiar vine fiimea și mă trezește. Vine motanul nostru. Să știi, chiar vine. Deci tu dormi și cu motanul? Și cu motanul și cu Maia. Nu-i rău la mansardă la tine. Nu, chiar nu. Chiar nu. Am geamuri mari. Dimineața e superb. Superb. Da. Dar eu mă bucur că oamenii vă văd așa și după ce ați divorțat, exact ca o familie și că nu e nicio problemă să spui, da, domnule, eu rămân la fosta mea soție, uite, petrec cu copilul, e foarte fain, așa se întâmplă. Dar mă gândesc că unul dintre voi, că dacă voi nu mai sunteți împreună și nu mai sunteți împreună de cât timp? De cât timp ați divorțat? Nu știu. Doi aveți ani? Mai mult? 2-3 ani. 2-3 ani. Da. În perioada asta niciunul nu și-a făcut nicio relație? Ai făcut? Nu. Din câte știu eu, nu. Deci, Mișa, mai zice să-l mai întreb. Deci, Connector, ai avut vreo relație de când ai divorțat? Chiar nu, nu. Nu. Deci... Singura mea relație cu... E cu moșii. Adică motanul. Da. Ca să nu se înțeleagă greșit. Mișa, tu ai avut vreo relație de când ai divorțat? Da, tot cu moșii și cu Maia de cele mai multe ori. Adică mă, v-ați divorțat acum 3 ani și sunteți toți singuri fiecare? Singur, nu v-ați găsit jumătatea? Măi, uite, eu m-am axat, poate fi un semn ăsta. După cum se vede, m-am axat foarte mult pe carieră și încerc să dedic cât mai mult timp acestui lucru, deci nu mi-am făcut nicio relație și sincer nici nu-mi doresc și nu am timp de așa ceva. Dacă mai reacționat că mâine Connector ar veni și ți-ar spune care pe cineva. Taram! Mișto! Nu aș reacționa nici cum. Adică nu... Ar mai dormi noaptea la mansardă? Probabil că nu. Mai stai puțin, nu mă înțelege greșit. Probabil că domnișoara respectivă nu ar fi de acord cu treaba asta, înțelegi? Se mai dorm la fosta soție. Clar, adică bine, dar nu știm, poate domnișoara care o să fie, cine sau știe. Nu putem să vorbim despre ea, că nu-i de față, nu știm, nu știm cine va fi. Dar tu, deci n-ai accept să mai vine să doarmă la mansardă. Nu, eu nu aș avea nimic împotrivă. Depinde dacă... Ai zis că nu. Nu. Păi din punctul ăsta de vedere, nu cred că ar fi de acord. Adică doamna. Te-ai gândit la ea? Exact, dar depinde. Acum dacă Connector vrea să vină singur sau împreună, iubește. Depinde de caz. Te mai iubește. Mă-și păpurt. Și tu mai iubești. Ce? O mai iubești. Pe cine, pe pisică? Nu, pe pisică, pe... Da, mă, cum să nu o iubesc, mă? Cum, Doamne, iartă-mă, să nu o iubesc? E mama copilului meu. O să o iubesc la modul că... Păi există mai multe moduri de iubire, Cătălin. Lasă-mă, nu... Mă, deci tu nu părintește, vrei să înțelegi... Părintește, frățește, deci, și așa mai departe. Connector zice că te iubește și tu imediat vrei să te muți direcția. Tu, da, există mai multe feluri, părintește, frățește. Păi nu știu Connector că momentan spune că nu știu ce, tu imediat, nimic adică... în sensul ăsta, deci... Opa! Că nu mi-a arătat nimic în sensul ăsta, deci, Connector, nu, totul ai legătura. Totul e foarte relax. Asta este cel mai minunat dovada. Lucru. Dovada iubirii, poftim. Hai. Ce dovadă? Că o mai așa din gură toată noastră. Nu sunt aici pe canapea în momentul ăsta. Păi da, n-a venit da, sunt aici frumos. Pe canapea. Păi și asta e tot o formă de dragoste. Bă, și din cărți au venit astăzi, amândoi. Asta e o formă deci de Mișa dragoste. A zis, bă, dovada că o mai iubești. Sunt aici în momentul ăsta. Dacă e ceva, te anunț. Dacă... Dar acum, sincer, poate când cum? Vezi că, nu știu, doarme mai multe, du să vezi dacă a pățit ceva. Nu, acum sincer vorbind, chiar nu. Niciodată n-a făcut asta. Sau dacă poate e frig afară să-l mai învelești. Noapte. Niciodată n-a făcut asta. Că la mansardă. Dorm atât de dusă încât uneori nici pe Maia nu velesc, crede-mă. Da. Mă trezesc și o găsesc așa. Da, dacă plouă, fereastră Dumnezeu, sau bate vântul, e frig. E băiat mare și vaccinat, se descurcă singur. N-are nevoie. Dar oricum, tu mai cobori din mansardă, crede-mă că mai multă grijă are Maia. Să mai iei apă. Da, exact.
Mai cobor de mansardă? Când vreau eu, doar atunci. Doar atunci, are cheia. Da, la comandă. Și cum e? Poți să cobor și eu? Eu sunt șeful, ies când vreau eu de supat. Bă, ideea e că sunteți foarte faini împreună. Și mă bucur în primul rând că oamenii văd o relație faină între voi. Sunteți foarte talentați amândoi, asta se știe. Da, mulțumim. Și mulțumim. E greu probabil să treci și peste orgolii la un moment dat și peste ego-uri. Și uite, să zici, da, știi ce, hai că o să cântăm împreună. Și care e, știi, problema, nu? Pentru că... Absolut, nu. Mie mi se pare că, ți-am spus, cel mai important lucru e ca fructul iubirii să rămână cu părinții, cu mamă și cu tată. Când divorțezi, să nu divorțezi și de copil. Se întâmplă, din păcate, în multe familii lucrurile astea. Aia e. Asta e cel mai important. Restul sunt ego. 2020, cine știe, poate veniți data viitoare pe canapea. Stai, acum se gândește mai coace una, stă. Da, nu, mă gândesc cum o să veniți pe canapea, să ziceți, da, domne. S-are făcut relația, asta e viața. Nici nu e important, atâta timp cât fiecare suntem bine, separați sau împreună. Separați sau împreună. Era opi dintre piesa ei, da. Da. Noastră. Da. Serios, da, am avut o piesă împreună asta. Da, da, îmi place cum știi, adică conectare din piesa ta și tu a noastră. Deci cuplu, mă, adică încă mai e. Nu mai e, mă. Fii atent, uite, Mișa, sincer, îl mai iubești? Vezi că în momentul ăsta trebuie să, ca să fii tare pe poziție, fii atentă. Gândește că nu ești la spovedanie, Măruță nu e părinte, nu e preot. Deci nu e preot, tu spui ce vrei tu. Da, vă spuneți conectat. Hai că să te ții tu tare pe poziție, adică să fii cocoș la televizor, haide, zi. Acum, sincer, având în vedere că este tatăl și va rămâne în continuare tatăl copilului meu, nu am cum să nu-l iubesc. Dar vorbim de un... anumite sentimente. Adică nu v-ați mai vedea împreună, să mai faceți un copil împreună, să continuați viața împreună? În momentul de față nu pot să zic lucrul ăsta. Dar nici nu poți să negi. Nu știu. Niciodată să nu spui. Niciodată. Nu știu. Conectora, lucrul ăsta e valabil și pentru tine. Ce anume, nu, că m-am pierdut, nu mai știu ce vorba. Adică nici tu nu negi că s-ar putea să mai continuați viața împreună. Eu nu neg nimic și nici nu prea mă gândesc în viitor, nici măcar peste ora viitoare. Mi-a spus un prieten bun de-al meu că adevărata bogăție se măsoară în acumuri. Păi și acum? Acum. Da, uite, poți să te uiți la ea să-i spui, te iubesc. Și ea să-i la tine și spune, te iubesc. Da, acum. Da, da, știi ce o să fac? O să pun virgulă și o să spun că și pe tine te iubesc. Perfect, accept. Bine, te iubesc și pe tine te iubesc. Da, dar ei ai zis iubire. Cum să zic iubire? Băi, vă merg bine astea, da? Da, 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 merg. Și poți să-i zici și... Îi zic în culise. Nu, trebuie să-i zici acum. Deci îți dai seama, mâine, cancan, toate astea tabloide. Nu știu, i-a spus oricum, în live că o iubește. Oricum scriu în fiecare să zi. Să se pupe Miri, mă! Asta e, mă! În timpul melodiei vă pupați sau nu e cu dans, cu coreografie? Dacă stau bine să mă gândesc, cred că nici măcar nu avem un cadru împreună. Nu? Nu avem niciun cadru împreună. Nici măcar nu ne atingem, nu că să ne pupăm. Da, nu. Da. Da, așa a fost regizor, că dacă veneam eu regizor, făceam și partea a doua a clipului. Asul de inimă albastră. Pentru că oamenii ăștia sunt talentați, au o piesă împreună și eu zic că să ne-o cânte, o piesă care a fost în trending pe YouTube, o piesă pe care merită să o căutați pe YouTube, să-i dați share, să ajungă la cât mai multă lume, pentru că, oameni buni, aici este frumoasa Mișa, talentatul Connector. Connector? Yes. Ce mai el nu-i frumos? Te iubesc. Și că frumoasa Mișa. Ai văzut, mă, imediat? Și invers, bineînțeles. Deci, Connector, te iubesc. Și eu te iubesc. Deci e frumos Connector, ai zis, nu? Păi normal că e frumos, că altfel n-aveam un copil. Stai, cu el, iertați-mă, nu? Stai, iertați-mă. Poză! Stați, fie. Asta e, mă. Sunt frumoși. Asul de inimă albastră, căutați-i pe YouTube, pe Mișa și pe Connector și căutați piesa asta să dați share, like, să ajungă la cât mai multă lume. Ascultați-i. Adunam pe cont fericire, tu o cheltuiai într-o noapte apoi. Tu ardeai un pot spre iubire, eu de sculță alergam spre noi. Îți vând iubire, s-o cumpăr cu-a ta, nu cer și de la cineva. Tu știi că te aștept, chiar dacă a durut, știi că eu de sfârșit o să facă.
mai tristă, dar e a noastră și o putem schimba. Îți vând iubire s-o cumpăr cu-a ta, nu cer și de altcineva. Tu știi că te aștept, chiar dacă a durut, știi că e de sfârșit, o să facă ce pot. Așa tot ca să fie mai simplu, chiar dacă tu dai tot, eu dau triplu. Pariez iubirea noastră, asul de inima albastră. Nu clipi până mai, până când mai stau, până plec, până plec. Ai tu timp să mă dai, să mă dai. Uitării, dar acum e prezent, perfect. Nu lăsa crima să-ți fure la crima. Nu schimba clima cât de cald încă. Nu dat în prima că-i slabă inima. Se ridică stima grea ca o strâncă. Dar eu Superman, super. Am un super soul, vin mereu spre tine, în zbor sau la sol. Am puteri de-ale supranaturale. Stau și ce nu am, doar să nu mai.